Cactusul de Crăciun va fi plin de flori dacă urmați câteva sfaturi simple. Zygocactus schlumbergia, numită și cactusul de Crăciun sau Crăciunița, este o plantă foarte populară în România. Ea înflorește doar iarna, de unde și numele, iar florile sale pot fi albe, roz, roșii, violet, galbene sau chiar aurii. Dacă și tu vrei să aduci una în casă, iată tot ce trebuie să știi despre această plantă încântătoare. Cactusul de Crăciun se poate înmulți pe toată perioada anului. Te vei bucura de cele mai multe rezultate dacă vei face acest lucru în primăvară, martie-aprilie. Înmulțirea sa se face prin fragmente de tulpini, care sunt lăsate câteva ore la uscat înainte de a fi plantate în alt ghiveci. Nu are pretenții prea mari legate de sol, însă e bine ca acesta să fie drenat ușor. Dacă nu vei face acest lucru, apa se poate strânge la suprafață, iar înflorirea poate fi diminuată sau nu mai are loc. În timpul verii, dacă e foarte cald afară, crăciunița se poate uda abundent, inclusiv prin pulverizare pe frunze. În rest, o poți uda doar când pământul se usucă puțin la suprafață, de obicei o dată pe săptămână. Se recomandă o pauză de o lună după terminarea florilor. În cazul în care udarea florii s-a făcut în mod necorespunzător, pământul de la suprafață poate mucegăi. În acest caz, stratul respectiv se va îndepărta și se va înlocui cu unul uscat, iar udările se vor face mai rar. Dacă planta își pierde florile repede, acestea căzând chiar și la cea mai delicată atingere, cel mai probabil îi lipsesc elementele nutritive. De aceea, e bine ca pământul să fie fertilizat din când în când cu un produs bogat în potasiu. Planta trebuie să fie păstrată la lumină naturală, departe de sursele de căldură, calorifer, aparat de aer condiționat. Însă aceasta nu ar trebui să fie foarte puternică. De asemenea, ar trebui să stea într-un mediu umed. Cel mai simplu este să pui lângă ghiveci un pahar de apă, care prin evaporare va oferi puțină umiditate aerului. O altă nevoie esențială a acestei plante este solul special preparat pentru cactuși. O altă soluție este să combini pământ de grădină și nisip în straturi. Pentru că planta să înflorească în perioada sărbătorilor de iarnă, impune-i o perioadă de repaus, udând solul doar parțial. Redu cantitatea de apă pe parcursul lunii octombrie și reia udarea lui normală în noiembrie. Ține cactusul de Crăciun cel puțin 14 ore la întuneric absolut, vreme de 2-3 zile, până când mugurii încep să se formeze. Aproape incredibil de crezut că există cactus fără spini și mai ales că nici soarele nu-i place, numai apă. Dar vă spunem că există și este vorba despre cactusul de Crăciun. Se numește astfel pentru că de obicei înflorește de Crăciun sau toamna târzie. O floare îngrijită, corespunzător, decorează frumos orice locuință, dar cactusul de Crăciun nu înflorește des. De asta trebuie respectate unele reguli în privința îngrijirii lor. Azi vă arătăm cum trebuie îngrijită această plantă, să o ajutăm să facă multe flori. Îngrijirea cactusului de Crăciun. Mulți fac greșeala de a îngriji acest cactus ca pe un cactus normal. Acest cactus nu trebuie ținut mult timp într-o încăpere cu aer uscat. Dacă îl îngrijiți corect, cactusul de Crăciun va înflori chiar și 15-20 de ani. Pașii îngrijirii. 1. Cactusul de Crăciun nu se simte bine dacă este așezat spre sud sau spre vest, deoarece lumina puternică îl poate afecta. Temperatura ideală pe tot timpul anului este de 15 grade Celsius. 2. Vara putem să-l punem afară pentru că are nevoie de aer, dar e important să fie udat în fiecare zi. 3. Cactusul de Crăciun este o plantă pretențioasă, de asta nu trebuie deranjată în timpul germinării, adică nu trebuie mutată dintr-un loc în altul și nici măcar ghiveciul nu trebuie răsucit. 4. Primăvara are nevoie de îngrășământ, dar doar jumătatea din cantitatea scrisă pe ambalaj. Vara încep să-i crească crengile, iar în această perioadă, doar la 2 luni, trebuie fertilizat.
Începând din septembrie, nu mai fertilizăm până în primăvară. 5. La sfârșitul lui februarie replantăm cactusul, deoarece în perioada aceasta nu mai înflorește. E foarte important ca plantele tinere să fie replantate în fiecare an, iar cele mai bătrâne odată la 5 ani. Trebuie să alegem un ghiveci lat, dar nu prea înalt. 6. Ghiveciul îl vom așeza într-un loc luminos, dar unde să nu bată soarele direct pe plantă. Udăm abundent, așa în puțin timp planta se va trezi și va înflori. După ce începe să înflorească, udăm mai rar și îi găsim un loc mai răcoros până la sfârșitul lunii martie. La sfârșitul lui martie intră în procesul de vegetație. Din această cauză trebuie pus la locul lui obișnuit, luminos. Și vom relua sfaturile de mai sus.